Potrivit reprezentanților Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, 4 familii au primit atestat pentru a putea adopta un copil. Din păcate însă, numărul copiilor care ajung în sânul unei familii a scăzut semnificativ. Doar un copil a fost adoptat de la începutul acestui an. Asta și din cauza faptului că, pentru a fi declarat adoptabil, reprezentanții DGASPC trebuie să ceară acordul chiar și rudelor de gradul 4 ale copilului, iar de cele mai multe ori acestea nu sunt de găsit. Numărul familiilor care solicită un atestat pentru familia aptă să adopte este în creștere. Să zicem așa că avem 4 familii cărora le-am eliberat atestat de familia aptă să adopte și încă un număr de 4 familii care sunt în evaluare. În schimb, numărul copiilor care urmează și trebuie să fie declarați adoptabili este din ce în ce mai mic. În anul 2018 avem un singur copil care este declarat adoptabil cu sentință definitivă și irevocabilă. De regulă, familiile care vin și solicită adopția unui copil au o limită de vârstă. Majoritatea doresc copii cu vârste între 0 și 3 ani. Această vârstă este foarte mică. Familiile care vor să adopte un copil trebuie să știe că nu există o limită de vârstă pentru ei. Noi nu avem în lege o limită de vârstă a familiei, dar încercăm în sistemul nostru de protecție, sunt mai mulți copii cu vârste mari decât cu vârste mici. De ce? Pentru că ei vin din sistem și au rămas datorită părinților care nu au putut fi contactați pentru a le lua declarații, pentru că acești copii care urmează să fie declarați adoptabili nu pot să fie declarați adoptabili decât cu acordul părinților biologici care trebuie să și-l dea în fața instanței. Deci noi le luăm declarații prealabile, dar acordul definitiv va fi dat în fața instanței. Ori de foarte multe ori pe acești părinți nu putem să-i găsim sau îi găsim foarte târziu. Pentru a putea fi declarate apte să adopte un copil, familiile sau persoanele singure care vor să facă acest pas trebuie să îndeplinească mai multe condiții. O familie, ca să poată să adopte un copil, în primul rând trebuie să fie atestată ca familie aptă să adopte sau persoană aptă să adopte, pentru că poate și persoană singură să adopte. Aceștia trebuie să îndeplinească anumite condiții, adică trebuie să aibă o sursă de venit, să aibă o locuință și să îndeplinească condiții și materiale și garanții morale. Să nu aibă vicii, să nu aibă boli incurabile. Copiii adoptați vor fi monitorizați timp de 2 ani de către reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj pentru a se asigura că s-au integrat în familia adoptivă și că nu sunt abuzați sau maltratați.